Două tabere, așadar, în momentul de față, se dezbate peste tot care este cea mai bună schemă de tratament. Nu suntem cu siguranță niciunul dintre noi medici, așa că cel mai bine ar fi să ascultăm părerile specialiștilor pe care îi întreabă colega mea, Andreea Cigolea, pe parcursul acestei zile în Situation Room. Andreea. Bun găsit, Maria! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Recent, cercetătorii au demonstrat acțiunea favorabilă a quercetinei de a distruge coronavirusului. Quercetina este o vitamină care funcționează ca un inhibitor al SARS-CoV-2, acționând asupra uneia dintre proteinele cheie pentru multiplicarea acestui virus. Vorbim imediat și despre importanța zincului, dar și a vitaminei C, cu medicul Simona Carniciu. Așadar, doamna doctor, ce este această quercetină și de ce ne protejează ea de COVID? De fapt. Bună ziua! Da, este în primul rând un antiinflamator foarte puternic și, după cum știm, virusul SARS-CoV-2 creează în organism o inflamație destul de puternică în funcție de individ. De aceea, orice substanță care acționează ca și antiinflamator este binevenită în tratamentul acestei afecțiuni. Este important de știut că această quercetină se regăsește cam în majoritatea fructelor, legumelor, în semințe, în nuci, și este probabil că cea mai răspândită din categoria sa bioflavonoizilor. De aceea este important să avem un regim alimentar care să fie bogat în fructe și legume, în nuci, în semințe, în așa fel încât să atingem dozele care sunt eficiente în tratamentul SARS-CoV-2 și mai ales pentru prevenție. Pentru deci că noi, în primul rând, trebuie să avem grijă să prevenim. Noi luăm această vitamină când suntem bolnavi sau o luăm mai degrabă ca prevenție, să nu facem o formă gravă de boală? Eu consider că este foarte bine să o luăm și ca prevenție, în primul rând, iar apoi cu siguranță o putem lua și în momentul în care avem această infecție. Dacă ne gândim să apelăm la suplimente alimentare, este foarte bine, dar trebuie să ținem cont că această quercetină se regăsește și în multe fructe și legume și de aceea este bine să încercăm să le consumăm. De exemplu, aș putea să vă spun câteva, poate nu le folosim prea des, dar top în quercetină sunt caperele, care sunt chiar delicioase și alături de carne dau un gust foarte bun. Avem la îndemână mere, avem ceapa, ardeiul verde, avem salata în special cea cu frunze mai colorate. Avem sparanghel, broccoli. Nu uităm că avem și ceaiurile, ceaiul verde și negru, care la fel sunt foarte bogate în quercetină. Fasolea, roșiile, strugurii de asemenea. Deci avem atât de multe la îndemână și am putea teoretic să ajungem la doze importante de quercetină fără să apelăm la suplimente alimentare. S-a discutat și despre vitamina C și despre zinc, tot așa, în prevenția cu SARS-CoV-2. Acestea, de fapt, la ce ne ajută, dacă am înțeles despre quercetină? Bun, atât zincul cât vitamina D și vitamina C sunt cu efecte demonstrate de-a lungul timpului a fi ideale în orice tratament cu orice infecție. Deci tratamentul asociat, în niciun caz nu ne bazăm complet pe aceste suplimente sau pe aceste vitamine. Dar în momentul în care există o inflamație, o infecție în corp, este bine să consumăm alimente bogate în aceste vitamine, în așa fel încât efectul lor antiinflamator și efectul antiviral sau antibacterian să fie destul de potent și în felul acesta să biruim mai repede problema. Ele fiecare acționează în organismul nostru într-un mod oarecum similar, dar și diferit prin mecanisme destul de complicate. Dar important este că trebuie să avem grijă să avem dozele optime. În schimb, nu recomand să se facă exces de aceste vitamine, pentru că, de exemplu, vitamina D poate să ajungă și la doze toxice prin acumulare în momentul în care exagerăm sau luăm doze foarte mari. Vitamina C și vitamina și zincul ajung mai greu, ca și quercetina, să
de fapt, nu prea sunt foarte multe cazuri în care au ajuns să facă intoxicații cu aceste vitamine, pentru că nu s-au luat doze atât de mari. Deci, în concluzie, alimentația este foarte importantă atunci când luptăm cu acest virus. Tocmai de aceea trebuie să ne alimentăm corect, odată cu tratamentul medicamentos, desigur, dacă este cazul. Este absolut vital să mâncăm sănătos și să renunțăm la această idee de a fi români cu orice carne sau orice tip de carne la orice masă și să mâncăm mai multe fructe și legume. Să nu uităm că avem nuci și semințe care se regăsesc în zona noastră, cum ar fi nucile românești sau tot felul de alte cereale, cum ar fi meiul, hrișca, pe care le-am uitat complet, care sunt foarte sănătoase și ne pot pregăti organismul pentru a duce mai bine orice infecție virală sau bacteriană și mai ales în condițiile în care riscul de SARS-CoV-2 este atât de mare și se pare că va fi din ce în ce mai mare cu noile tulpini.